Bună ziua, revin cu un scurt film. Mai sunt două zile până eclozează reginele. Acestea două le-am băgat deja în bigudiuri, doar că aici au crescut fagure și pe aceasta, aici pe asta de jos nu a luat, aici am pus bigudiuri în cap. Cum facem această operație? Că totuși trebuie pus bigudiu. Ușor cu o pană îndepărtăm. Am putea da cu un pic de fum. Este o operație care trebuie făcută. Mai ales că mai sunt 2-3 zile până la eclozare, până eclozează reginele. Trebuie băgate în finisor. Le mai dăm jos, că nu... Deci ușor cu o pană se îndepărtează. Mai este câte una care stă răzureață. Acum a rămas acest fagure crescut în capul burcuții. Cu un cutter încălzit ușor la o flacără. Nu insistăm foarte mult. Pe căldură. Îndepărtăm excesul de ceară. Deci trebuie ajustat ușor. Nu scuturăm. Nu scuturăm larvele, nu scuturăm bara de boci. Există pericolul să să se desprindă de pe cupulă, de acolo de unde are lăptișorul de matcă. Și pasul numărul 2 deja este moartă. Mai trebuie să mai încălzesc un pic cutter-ul. Nu ne grăbim. Cred că observați. A luat foc ceara de pe cutter. Ajustăm cât putem, până aproape de căpăcel, nu insistăm foarte tare. De altfel, botca se vede cât este crescută. Aceste crescături care le fac albinele pe boci, sunt semn de bunăstare. Vreau să vă spun că această familie eu nu am hrănit-o
sunt unele persoane care le hrănesc. Încă un mic artificiu, nu știu dacă se vede în fundul bigudiului, mai bine zis în capac, se vede la ăsta de alături, aici, sunt puse două picături de miere. Dacă nu intră, nu forțăm. Dăm deoparte și mai ajustăm. Regina, când va ieși din botcă, va avea acele două, trei picături de miere cu care se hrănește. Mai am de făcut încă la 4. Atât am vrut să vă arăt. Sănătate, zi bună!